După ce în urmă cu nicio lună, sportivii de la Clubul Nova Force au obținut 4 medalii la Cupa Mondială de Karate Kyokushin, organizată la Buzău. Mai nou, alte rezultate deosebite vin să îmbogățească vitrina cu medalii a clubului. Sportivul Cătălin Mocan a mai cucerit un titlu de campion european după o serie solicitantă de partide. Sâmbătă și duminică la Sibiu s-a desfășurat campionatul european Icososai de Karate Kyokushin, o întâlnire de calibru la care au participat 6 state europene. Din lotul românesc au făcut parte 2 sportivi, dintre care și Cătălin Mocanu, levul antrenorului George Rădui, reprezentând clubul Nova Force. Orașul Giurgiu a avut 2 reprezentanți, unul din aceștia a fost Mihăiță Mocanu, care, exact cum ne-a obișnuit, a câștigat locul întâi, a ieșit campion european la senior, categoria minus 80 de kilograme. Turneul a fost unul foarte solicitant, cu sportivi de mare valoare, care în multe cazuri se cunoșteau și se studiau între ei de mai multă vreme. A fost un turneu foarte greu, un campionat european, un turneu foarte greu, meciuri foarte dificile, sportivii care au venit din afară au venit în urma unei selecții, dar am fost foarte pregătiți și sportivul nostru s-a comportat cu brio, a câștigat locul 1 foarte meritat. Cătălin Mocanu a avut de susținut 3 meciuri, dintre care primul a fost foarte disputat. Primul meci împotriva unui luptător puternic din Elveția, ăsta era polonez, reprezentând Elveția. Un luptător puternic, am câștigat la decizie, destul de greu pot să zic, însă cum v-am spus, un luptător bine pregătit și foarte rezistent. Al doilea meci era planificat împotriva altui polonez care a acuzat o accidentare la tibie și a renunțat. Mocanu a ajuns astfel în finală, luptând împotriva unui sportiv puternic, cei doi cunoscându-se între ei. Astfel m-am calificat în finală. În finală, împotriva unui luptător foarte experimentat din România, însă de naționalitate ungur. Este ungur, reprezentând România de multe ani de zile, un luptător cu mare experiență, îl cunoșteam, am studiat câteva meciuri cu el, însă planul meu tactic a dat rode și am câștigat meciul înainte de decizie. Pentru sportivii giurgiuveni urmează o scurtă perioadă de refacere, apoi o importantă selecție pentru un campionat ce se va desfășura la Chișinău. Astra Giurgiu se pregătește pentru prima întâlnire cu West Ham United în prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League. Partida va avea loc în Anglia pe arena Bowling Ground din Londra, de la ora 21:45 de minute, iar o parte dintre fanii giurgiuveni din Liga Suporterilor s-au gândit deja la prestația echipei. Pronostic mai general așa pentru cele 2 întâlniri cu West Ham United. Foarte greu. Sperăm măcar la un 1-0 aici și acolo să mergem după un egal, părerea mea. Nu știu, acum să văd cum se descurcă și băieții în teren. În dubla cu West Ham United, ce crezi? Cred că acolo vom câștiga la limită, iar aici vom avea sprijinul suporterilor al nostru și sper să câștigăm ambele manșe. Vorbești de sprijinul suporterilor giurgiuveni în fața lui galerie lui West Ham United, știi despre ce vorbești? Da, dar fotbalul se joacă și pe teren, nu numai în galerie. E adevărat că vor avea un sprijin, vor fi împinși de galerie, dar noi sperăm să câștigăm. O să fie iar un meci deosebit. Probabil că avem de învățat din meciul ăsta, o să vină englezi mulți. Ne-am cam învățat cu spectatori din alte țări în Giurgiu. Și dacă echipa din Malta a reușit să încurce, să le creeze emoții, noi să-i eliminăm. Succes mult! Mulțumim! Fanii din Liga Suporterilor se vor strânge joi la o terasă pentru a o susține pe Astra, iar un grup mic făcea astăzi la prânz planuri pentru a ajunge la Londra.